Omul și câinele. Piesă pentru teatru radiofonic de Mircea Popescu. Alo, Anca, tu ești? Da, Radule, ce s-a întâmplat? Dragă, nu știu cum să-ți spun. Sunt într-un hal de nervi. Din cauza câinelui? Exact. Ții minte ce ți-am spus când l-ai cures de pe stradă și l-ai adus la noi acasă? Nu, e mult de atunci. Cum mult? Nici 2 ani. Radule, nu te supăra, eu mai am încă treabă la serviciu. Nu vrei să intri direct în subiect? Ce s-a întâmplat? Da, concret? Parcă nu știi. M-am întors de la muncă, am mâncat ceva în grabă, ca de obicei. Pe urmă am vrut să mă lungesc puțin. A fost imposibil. Din cauza câine? Evident, a lătrat într-una. E dat de mâncare? Știi bine că nu mă amestec în treaba asta. I-o fi și lui foame sau sete? Tot ce se poate, dar mi-e și rușine să ies din casă. Cred că toți vecinii sunt pe la ferestre. Radule, nu fi caragios. Poate că sunt, dar uite, spun, draga mea, că nu mai vreau să fiu de acum înainte. Gata, s-a isprăvit. Când te întorci acasă, nu o să-ți mai găsești scumpul tău odor. Radule, te rog, nu lua nicio hotărâre până nu vin acasă. Bine, n-am să vă mai gândesc. Îți spun la revedere. Uite, bate cineva la ușă. A, tovarășe Mitru, poftiți. Poftiți. Mai bine poftește dumneata afară. Înțeleg, ați venit să reclamați javra nevestii. Dar de unde, vecine? Arde. Ce arde? Mi se fug pe fereastra bucătăriei, dumneata. N-ai auzit cum latră câinii? Asta era, deci, eu care credeam că... Repede, ia și cheia până nu-i prea târziu. Ai văzut, dragule, câinele meu? Mai ziceai că nu-i deștept. Știu, știu, Anca. Teoria ta, câinele e înțelept ca un om, doar că nu poate să vorbească. În schimb, latră. Dacă nu era el, o pățeam rău de tot. Și tu care nu vrei să ieși afară, să vezi măcar ce se întâmplă. De ce e bietul animal atât de agitat? Te super dacă închid radioul? Nu, deși nu înțeleg de ce. Pentru că vreau să stau de vorbă foarte serios. Doresc să fii atentă la ceea ce îți voi spune eu, să nu te distragă absolut nimic. Bine, ascult. Anca, am crezut că ai adus câinele ăsta pentru că pe atunci tu erai în convalescență. Am înțeles, cel puțin așa mi s-a părut, că l-ai cules de pe drumuri din milă și din nevoia de a avea pe cineva lângă tine. Câtă vreme erai obligată să stai în casă. Nu ți s-a părut, întocmai așa a și fost. Bun. Dar după aceea, după ce ai reînceput serviciu, ce rost am mai avut să-l ții lângă tine? Cum era să-l alung? Să-l fi azvârlit iar în stradă? Și apoi a crescut, s-a făcut atât de frumos. O javră oarecare, nici măcar nu-i de rasă. De ce vorbești cu patimă, Radule? E un ciobănesc de toată frumusețea. Păi, dacă-i ciobănesc, să-l ducem la o stână. Anca, tu uiți un lucru esențial. Care, dragul meu? Că în curând, în câteva luni, vom avea un copil. Și ce-i cu asta? Bine, dar un câine alături de un nou născut mi se pare ceva normal, nefiresc. Absolut deloc. Câinele va sta ca și până acum la locul lui în curte. Nu văd nicio legătură. Pentru că tu ții la animalul ăsta mai mult decât la orice pe lume. Anca, te rog, înțelege. Eu nu mai pot să-l suport. De nu ce, mai Radule, pot. De ce? Ce rău ți-a făcut? Dimpotrivă, ai văzut dacă nu era el să alarmeze vecinii, cine știe ce am fi pățit? O întâmplare, te asigur, o simplă coincidență. Sunt convins și acum că lătra pentru că era foame. Oricum, vreau să fiu loial, să-ți declar deschis că de acum înainte voi face totul pentru a scăpa de el. Radule, te rog, mai gândește-te. Să știi că aș suferi foarte mult dacă ei face un rău. Nu, în privința asta fi liniștită, n-am să-i dau o travă, nici n-am să-i rup picioarele. Mă gândeam la o altă soluție, oricum mai civilizată.
Hai, Medor, hai. Hai, hai aici. Urcă aici, pe canapea. Pe canapea, o dispare. E, hai odată. Mergem să facem o mică plimbare. Ce te uiți așa la mine? Sunt convins că o să-ți placă. E drept, nu te-am mai invitat una acum în mașină. Hai, hai sus. Hai, hai. Așa, perfect. Să stai cu minte. Să stai cu minte. Așa, să închid portiera. Stai cu minte, cu minte. Uite, deschid și radioul ca să nu ne plictisim. Așa. Parcă presimte ce am de gând. E neliniștit, dar nu latră. Nici măcar nu scheaul. Totuși, îi citesc în ochi teama. Oare un câine înțelege absolut tot așa cum scriu unii prin cărți? În cazul ăsta, el știe că m-am hotărât să-l duc cât mai departe de casă. E, atunci, de ce nu latră? De ce nu se agită? Și mai spun unii că animalele astea au presimțiri, mofturi. Să-i dau o viteză și cât mai departe. Dă-te jos. Hai, hai, hai. Așa. Ca să vezi totuși că nu sunt un om rău, am să te las aici la motelul ăsta. O să-ți găsești tu prieteni și oameni și câini. Și cred că nu o să duci lipsă de nimic. Rămâi cu bine. Nu? Nu te mișca? Stai pe loc? Pe loc, am zis. Stai pe loc? Bună, George. Ia loc, te rog. Da, mulțumesc. Mulțumesc. Frumos localul ăsta. Da. Dichisit, aranjat cu gust, mobilier extra, muzică discretă. Într-adevăr, și mie îmi place foarte mult. De aceea m-ai invitat aici? A, nu, am vrut să stăm liniștiți de vorbă. Puteam foarte bine să vin la voi acasă. În niciun caz, nu vroiam să asiste și Anca la discuția noastră. Dar de ce? Iartă-mă, nu înțeleg. Hai să înțelegi imediat după ce am să-ți povestesc. Ce face Anca? Așteaptă de la o zi la alta să nască. Și cum se simte? Bine. Adică are o sarcină bună. În schimb... În schimb ce? Nu stă bine cu nervii. Ați consultat un medic? Nu-i nevoie, nu e în legătură cu sarcină. Atunci cu ce? Cu ceea ce vreau să-ți povestesc, în sfârșit să mă sfătuiesc cu tine. Așa. Dintre toți prietenii mei, tu ești cel mai indicat. Da, mai întâi să facem comanda. Tu ce vrei să servești? O mâncare, o fritură? Nu, 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 mulțumesc. Am mâncat acum un ceas. Atunci o cafea, o prăjitură? Un dulce nu se refuză și nicio cafea după o masă bună. Și... Tovarășe Keller? Da, vă rog, poftiți. Două prăjituri și două cafele. Altceva mai și apă minerală. Bun, e în ordine. Până ne aduce comanda, am să încep să spun ce s-a întâmplat. Te ascult, Radule. În urmă cu 3 ani... Anca a adus acasă un câine ciobănesc. Da, îl știu, o frumusețe. Ceea ce nu știe că acest animal mi-a produs dese neplăceri cu vecinii sau cu persoanele care intrau în curtea noastră. A mușcat pe cineva? A, asta ar mai fi zis. Nu, de mușcat m-a mușcat, e drept. În schimb, latră de se aude până în stația de tramvai. Așa, fără motiv? Și cu motiv și fără. Da, mă rog, să trecem peste asta. Poftiți, vă rog, comanda dumneavoastră. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Așadar, cum îți spuneam, poate că aș fi trecut peste toate aceste inconveniente dacă nu se ia problema copilului. Dar ce legătură e între una și alta? Așa spunea și Anca. Dar eu sunt, sau mai bine spus, eram convins că sunt două prezențe incompatibile. Și ce te-a determinat să schimbi părerea? Acum 2 săptămâni am urcat câinele în mașină și l-am dus la vreo 80 de kilometri departare de casă. La vreun cunoscut? Nu. L-am abandonat, pur și simplu, la un motel de pe șosea. Eram convins că am procedat corect, că el se va resemna și își va găsi un culcuș, eventual chiar un nou stăpân. Din nefericire, acțiunea mea, recunosc, puțin cam pripită, a avut un efect contrar așteptărilor. Da, îmi imaginez, a deranjat-o pe Anca. Știu cât ținea la câinele ăsta. Deranjat e puțin spus, foarte puțin. A mâhnit-o atât de tare, i-a creat o depresiune nervoasă atât de puternică, încât pur și simplu m-am speriat. Da. Dacă nu era în situația în care e, nu mi-aș fi făcut niciun fel de gânduri, dar așa... Înțeleg, înțeleg foarte bine ce s-a întâmplat, știu. Am încercat să îndrept ceea ce stricasem. Te-ai dus din nou la motel. Exact. Din păcate, nu l-am mai găsit. Am întrebat în dreapta și în stânga, peste tot la recepție, la bucătărie. Nimic, nimeni, absolut nimeni, nu-l văzuse niciodată. Nici chiar în ziua când l-ai dus acolo? Nici atunci. Nu știam ce să cred.
Eu intuiesc ce s-a întâmplat. De asta am și apelat la tine. Știu că te-ai ocupat mult de chinologie, că viața și obiceiurile acestor patrupede constituie pentru tine o îndeletnicire pasionantă în timpul liber. Da. Pentru a o liniști pe Anca sunt în stare să-mi calc peste principii. Numai învață-mă ce să fac și cum să fac să-l regăsesc. Da. Mai întâi sunt convins că în nefericitul moment în care l-ai lăsat la motel, câinele a crezut pur și simplu că ai uitat de el, nu că l-ai abandonat. Ei nu pot înțelege că stăpânii cărora le-au dovedit atașamentul vreme îndelungată sunt în stare să-i îndepărteze la un moment dat brusc și brutal. Că acțiunea de părăsire a fost gândită în mod deliberat, înțelegi? Atunci înseamnă că... Înseamnă că el n-a rămas nicio clipă la motel, ci a alergat după tine, mai bine spus după mașina ta, lătrând ca să-ți atragă atenția că l-ai uitat, până ce n-a mai putut ține pasul. Normal, mergeam cu 100 de kilometri pe oră și nici nu vroiam să mă uit în urmă, ca nu cumva să mă răzgândesc. Obosit a abandonat inegala cursă și s-a așezat să-și tragă sufletul. De când zici că l-ai dus la motel? De 2 săptămâni. Ceea ce mi se pare ciudat e că nu s-a întors până acum acasă la voi. E cum să se întoarcă? Nu uita că l-am dus la o distanță destul de mare. În general, câinii de casă și de rasă n-ar reuși să regăsească drumul. În schimb, majoritatea câinilor lupi, de vânătoare sau ciobănești, da. Sunt chiar unele excepții de-a dreptul senzaționale. Uite, îmi amintesc acum, am citit într-o carte de specialitate că un oarecare a procedat cam la fel ca tine. Cu deosebire că și-a dus câinele la niște rude și la o distanță de 400 și ceva de kilometri. Ei, după o lună de zile s-a trezit cu el la ușa casei. Extraordinar. Și atunci cum îți explici că al nostru încă nu s-a întors după 2 săptămâni? Înseamnă că s-a rătăcit. E posibil și asta. Ori mai grav că pe parcurs a suferit un accident sau o întâmplare l-a împiedicat să-și continue drumul. S-a întâmplat. Ei, dar tu câinele ăstea mâncare și apă? I-am dat vlase. Și? Și nu vezi? Nici nu se atinge de ele, zace ca mort. Păcat de el, n-am mai văzut așa frumusețe de câine de când mama m-a făcut. Așa e, bărbat, e tare frumos, mai că eu zic că tare e dor de stăpână sus și de casa lui. Auzi tu, stau și mă întreb al cui o fi. Știu. L-am găsit, știi, bine în șanțul drumului, obosești ca vai de el. L-am luat în căruță, s-a făcut gemotul pe pai. Și așa a stat până acasă. Deci când l-am pus în lanț n-a zis nimic. Fără. Dar văd și eu acum că nu-i zboi acasă, cum zice românul. Dar mă tem să nu ne facă vând bocluc. Știi ce zic eu, mă, Vlase? Hai mă, dă-i drumul. Lasă-l să meargă în voia lui. De ce să ne amărâm noi cu el și el cu noi? Măi, femeie... Dar crezi că o mai știe el să se întoarcă acasă? Mie mi-ar pare rău să-i dau drumul. Bunul câine că asta la casa omului. Și apoi vorba ta, o mai nimeri el drumul. De unde o fi venit? Dar cui să fie? Că dacă era de la noi din sat, l-ar fi cunoscut careva și ar fi reclamat că e al lui. Dar nu e. Ăsta e venit tare de departe. Păi cum adică? De unde și cât de departe? Știu și eu, Mărie. Dar mă gândesc că o fi venit careva cu mașina. A oprit pe drum. S-au dat jos, s-au mai odihnit și când au plecat, au uitat de câini. Da, dacă l-a lăsat din adins. Ce nu se poate? Cum, mă, femeie, chiar atât de mic, crezi tu că-i sufletul unui om? De. O fi bolnav și au vrut să scape de el. Asta nu-i câine bolnav. E numai mâhnit și amărât. Că l-au părăsit stăpânii. Știi ce zic eu? Ia-l și du-l la locul unde l-ai găsit. Poate că nimerește drumul la el acasă. Hă? Bă, femeie, dar de ce nu l-a nimerit prima dată? Cine știe? O fi alergat, o fi obosit. Dacă e așa cum spui tu, găsește el calea să se întoarcă de unde a venit. Că acum e odihnimă. Hă? Poate ai dreptate, Mărie. Uite în hama cu caii la căruță și îl duc de unde l-am luat. Dar tare îmi pare rău să n-am parte de asemenea mândrețe de câine. Alo, maternitatea? Da, vă rog. Asistenta medicală de serviciu. Ce doriți? La telefon inginerul Radu Ionescu. Soția mea, Anca Ionescu, da, se află internată la dumneavoastră de 24 de ore. Aș vrea să știu în primul rând cum se simte. Ceva mai bine, tovarășe inginer. Totuși... Ce anume? Are o stare de depresiune. Dar nu vă îngrijorați. Îi administrăm calmante, ne ocupăm permanent de dumneavoastră. Vă mulțumesc. În legătură cu starea ei depresivă, cred că știrea pe care vreau să o transmiteți va constitui cel mai eficace medicament. Dacă ne puteți ajuta cu ceva, cu atât mai bine. Despre ce e vorba, tovarășe inginer? Vă rog să-i comunicați următorul mesaj.
Medor s-a întors acasă. Aceste flori îți aparțin. Mulțumesc, mult, sunt splendide. Iar jucărioara asta e pentru Cianica. Să vă trăiască. E prima jucărie a fetiței noastre. Mă bucur. Cum te simți, Anca? Bine, chiar foarte bine. N-a fost o naștere prea ușoară, dar doctorița, moașa, asistentele s-au întrecut pe ele. Am avut o îngrijire excelentă. Dar nu e loc? N-aș vrea să vă deranjez. Absolut deloc. Cea mică doarme, Radu s-a dus să se intereseze pe la magazine de un pătuț și trebuie să se întoarcă. Așa că mai stăm și noi puțin de vorbă. Nu ne-am văzut de atâta timp. Da, e adevărat. Înainte de dispariția lui Medor. Așa e. Iar reapariția lui, aș putea spune, miraculoasă, s-a întâmplat într-un moment când aveam nevoie de o bucurie, de o veste bună. Și asta s-a petrecut chiar în ziua când ai născut, nu-i așa? Da, George. Radu mi-a telefonat la maternitate. Nimeni de acolo nu bănuia că reîntoarcerea câinelui îmi va aduce liniștea sufletească de care aveam atâta nevoie în acele momente. A fost ca un tonifian care mi-a dat putere și curaj. Te înțeleg, Anca, te înțeleg foarte bine. Vezi, noi doi facem parte dintre acei oameni pentru care un animal domestic, un câine, o pisică, un cal, ne sunt foarte apropiați, îi iubim, îi respectăm, îi îngrijim. În mod special, câinele, care este cel mai vechi dintre prietenii omului. N-aș vrea să țin acum o disertație chinologică, dar... Te rog, George, te rog. Tu știi că o discuție despre acești devotați prieteni îmi face o deosebită plăcere. Mai ales că tu ești cunoscător în materie. Ce aș putea să spun? Uite, ai văzut singură de ce a fost în stare Medor. S-a reîntors acasă de la o distanță de aproape 100 de kilometri. Adevărul e că îmi pierdusem orice speranță. Pentru că nu știai de ce performanțe sunt capabile aceste animale minunate. Cred că nu te-ai gândit niciodată câte profesiuni canine există. Sincer, nu. Câte? Niciunul le-am numărat, dar pot să se număr câteva. Vânător, polițist, paznic, sanitar, poștaș, artist de circ, salvator de vieți omenești, însoțitor, detectiv și multe altele. Și să știi că în niciuna dintre aceste meserii câinele nu trișează. Gândește-te câte calități are bunul nostru prieten. Fidelitate, recunoștință, dragoste, devotament, inteligență. La câți oameni întâlnim toate acestea la un loc? Bună, iubito! Salut, Radule! Salut, George! Salut, Radule! Facem un pariu, prietene? Pe ce anume? Cam să ghicesc imediat subiectul conversației voastre. Nu fac niciun pariu. De ce? Nu-mi place să pierd. Apropo, Radule, acum ce mai zici de Medor? Nu înțeleg sensul întrebării tale. Întoarcerea lui spectaculoasă, faptul că datorită ei Anca și-a regăsit echilibrul sufletesc care era atât de necesar. Toate astea nu spun nimic? Nu te-au făcut să te apropii de el cât de cât? Îți mărturisesc cu toată sinceritatea că nu. Eu continui să cred că totul nu e decât o exagerare de afecțiune din partea Ancăi. Atât și nimic mai mult. Să presupunem că e așa cum zici tu, dragule. Dar și la tine există o exagerare în celălalt sens. Adică? Adică eu cred că tu cauți să-l îndepărtezi fără să ai un motiv serios. Până la urmă ai să izbutești să-l înrăiești, să-l faci cu adevărat să-ți fie un dușman. Nici nu te gândi la așa ceva, Anca. Ei nu cunosc sentimentul răzbunării. Înțeleg foarte bine când nu sunt iubiți de cineva, dar nu poartă ranchiună. Crezi? Nu cred, sunt convins. Totuși, față de mine, nu manifestă sentimente de afecțiune. Asta e altceva. Nu-l iubești, nu te iubește nici el. Dar fidelitatea față de tine rămâne nealterată. Ți-o va dovedi. Dacă va avea prilejul, te asigur de asta. Dragule, dragule, ne-am îndepărtat capul cu barca de la mal. Aproape nu mai zăresc pe fetiță. De ce ești îngrijorată? Dar e în paza lui Medor, al tău. Dar nu de asta mă tem. Atunci de ce? S-a stârnit vântul. Și ce-i cu asta? Valurile sunt din ce în ce mai mari, să nu se stârnească vreo furtună. Hai, vino în barcă, vino și să ne întoarcem. E atât de plăcută apa. Mai stăm, nu-ți fie teamă. Radule, te rog, nu te depărta, mai bine ne întoarcem. De ce vrei să strici cheful? N-am mai notat de atâta vreme. N-ai obosit? Deloc. Ce păcat că nu știi și tu să noști, ce păcat. Ce s-a întâmplat, Radule? Inspirare să vii. Radule, ce ai pățit? Un cărcel. E groaznic, apropie-te cu barca. Imediat. Repede.
că apropie-te! Mai repede! Mai repede! Sunt. La spital. Stați liniști, nu vă agitați. Acum totul e în ordine. Ce s-a întâmplat, tovarășe doctor? Timp ce erați în apă, cei violenți v-au paralizat mișcările membrelor inferioare. Cum soția dumneavoastră nu știa să nuate, erați în pericol să vă necați. Da, mi-amintesc acum. Datorită spaimei, puteați să faceți un stop cardiac. Din fericire, nu mi-ați leșinat. Și atunci? Nu înțeleg ce s-a întâmplat mai departe. Cum și de către cine am fost salvat de la moarte? Ați avut noroc unui prieten de nădejde care v-a sărit fără preget în ajutor. Un prieten? Dar George nu era cu noi. Nu știu cum îl cheamă, dar el v-a scos din apă. V-a tras până la mal cu eforturi peste puterile lui. Era să zic supraomenești, dar fiind vorba de un câine, aș fi greșit. Cum? Un câine, da. Deși, dacă stau să mă gândesc bine, ar merita cu prisosință să fie asemuit cu noi, pentru că în asemenea împrejurări între om și câine nu mai există nicio deosebire. Absolut niciuna. Medor, dragul meu Medor, iartă-mă. Te-am disprețuit, te-am alungat, te-am folit atâta vreme. Și tu mi-ai salvat viața, prieten credincios. Mă simt umilit înainte privirii tale blânde și credincioase, în care nu zăresc nici măcar umbra unei dușmănii pentru tot ce ți-am făcut. Fără să mă gândesc că ești, ai și tu un suflet. Și încă ce suflet. Iartă-mă, Medor. Iartă-mă. Ați ascultat Omul și câinele, piesă pentru teatru radiofonic de Mircea Popescu. Distribuția a fost următoarea: Anca, Ilinca Tomoroveanu; Radu, Traian Stănescu; George, Florin Zanfirescu; Maria, Rodica Sanda Țuțuianu; Vlase, Ion Chelaru; Doctorița, Ruxandra Sireteanu; Mitru, Nicolae Lucian Botez; asistenta, Violeta Berbiuc; chelnerul, Gheorghe Pufulete; asistența tehnică, Veronica Ioniță și Florica Dănescu; regia de studio, Rodica Leu; regia muzicală, Nicolae Neagoe; regia tehnică, inginer Tatiana Andrejcic; regia artistică, Leonard Popovici.